Salutare, hudinașilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Suntem aici cu Greniana, Robloxiana, și vrem să vedem ce mai face Cotârca. Să nu uitați și de Instagramul meu, îl aveți acolo jos, primul link din descriere. Mergeți și apăsați acolo follow ca să fiți la curent cu tot ce fac eu, pentru că acolo postez atunci când mă joc împreună cu voi și postez pe story, v-am mai spus și pe episoadele trecute. O să postez pe story pentru că story se șterge automat după 24 de ore, după care postez iarăși în cazul în care o să filmez împreună cu voi și dacă apăsați follow, o să fiți la curent cu tot ce postez eu. Să nu uitați să dați și un like și un subscribe ca să fie acolo pe Forțini, Bombini, Houdini. Și hai să dăm cu playanul să vedem ce mai face Cotârca. Suntem aici, ia uite, suntem cu Bia24, cu Dennis Boss, cu Dudușman și cu Kitty 3. Kitty 3 nu știu dacă este hudinașa adevărată, dar ceilalți 3 cu siguranță sunt, pentru că îi am la prieteni. Și suntem aici pe Office, harta mea preferată. Ia să vedem, găsim și noi ceva pe aici. Găsim și noi ceva. Avem cheița asta, dar nu-mi trebuie. No thank you, no thank you. Nu mă interesează să ies pe ușa aia, pentru că mi se pare destul de greu. Oh, avem cleștele, nice. Deci am găsit cleștele instant, frate. Mă duc să tai repede, sper să nu vină Granny. Nu mai știu, a, uite aici. Ok, tăiem repede. După care, ok, am scăpat de aici. Bun, gata. Acum nu mai poate să ne prindă Granny acolo la cotitură, deci ar trebui să cam scăpăm. Hai să vedem dacă mai găsim și cheița de la safe. Dacă am găsit și cheița de la safe, easy peasy lemon squeezy. Am scăpat, frate, ia să vedem, e pe aici. Nu, dar aici este un bostănel. Îl luăm repede, m-am haladit aici pentru un bostănel. Sper să nu vină Cotârca. Ok, pe aici nu e. Nu e și hai să luăm și bostănelul ăsta. Până acum n-am văzut pe nimeni, frate, zici că sunt singur. Deci până acum n-am văzut absolut niciun om aici, nici pe Granny măcar n-am văzut-o. Așa frumușel, deschidem și închidem ușa, ia uite, opa. Opa, Cotârca, nu veni după mine. Nu știu cine o fi Granny, dar cu siguranță că e un hudinaș sau o hudinașă. Mamă, și acum dau nas în nas cu ea, eram sigur. Eram sigur că dau nas în nas cu ea. Opa, că s-o spinuit. Stai să nu mă paradească. Are și masca aia dubioasă. Oi, oi, oi. Ar trebui să fie, cred, la etaj. Cu siguranță cheița e la etaj aici. Îi ăsta, cum se numește, Ciocardeles. Dar n-avem treabă cu el. Și hai să căutăm cheița. Nu-i nici pe aici. A, uite aici cheița. Nice, nice. Deci avem și cheița. Oare o fi prins pe toți? Sau nu știu, că n-am văzut pe absolut nimeni. Deci n-am văzut nici măcar o singură persoană, în afară de Granny. Oi fi singur pe harta asta? Habar n-am, hai să deschidem aici repede. Luăm asta frumușel. Și hai să mergem, repede sus, să deschidem cu cartela. După care putem să venim să luăm și țeava. Și dacă am luat și țeava, putem după aceea să scăpăm. Și easy peasy. Ăsta a fost chiar foarte ușor meciul. Hai să vedem, nu mai vedem pe Granny pe aici. Ba uite, uite, uite cum se spinuiește acolo. Ne-a pus mare trep aici la cotitură. Dar noi știm să scăpăm de ea, nu-i problemă, nu ne face Granny pe noi. Cotârco, crezi tu că ne prins pe noi? Hai să luăm și bostănelul ăsta de aici. Luăm bostănelul, deschidem așa frumos aici. Acum sărim iarăși, ne uităm, ne asigurăm să nu fie Granny, nu-i pe aici, nu-i pe aici. Luăm țeava asta, țac, țac, țac și mergem să o ducem. Aolo, aolo că vine, aolo că vine Cotârca și stă și mă așteaptă aici. Mamă, hai să o dau acolo pe dincoace. O dau acolo, sper să nu vină după mine. Ok, nu-i pe aici, bun, 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 bun. Oare o fi venit pe partea asta la altă sau mă așteaptă aici? Cred că a venit după mine. Că nu o văd nici pe sus, nu mă mai duc după bostanul ăla pentru că vreau să scap neapărat. Deci nu mă mai duc după el. Hai să vedem, mai avem încă 3 minute. Dacă am pus ăsta, nu știu de ce sunt singur. Nu știu de ce sunt singur, doar eu și cu Granny. Deci suntem doar eu și cu Granny. Dar am pus ăsta și... Hai să mă duc să o caut, să mă mai distrez puțin cu ea. M-aș mai distra puțin cu ea, sincer să fiu. Ia uite aici. Ce m-aș Cotârca. Vine dacă te ține. Ia să vedem, vine? Da, nu vine, nu vine că e fricoasă. E fricoasă, rău, nu vine. Salut! Ia uite cum stă acolo jos. Hai să plecăm, frate, nu mai stau să o aștept. Că văd că se spinuiește acolo. Salut! O salutăm așa
și fugim rapid. Să scăpăm, să mai băgăm și noi niște dolari la buzunar. Mai avem încă 2 minute și 40 de secunde, o grămadă de timp, frate. Ăla-i, frate, și gata, am scăpat, eram ultima persoană sau singura persoană, ca să zic așa, pentru că n-am văzut pe nimeni. Deci am făcut 109 dolari, Nicery no, Pani Vino și acum văd că suntem toți, da, uite, și Kitty 3 este hudinașă pentru că mi-a dat cerere. Nice. Hai să dăm cu play, să vedem pe ce hartă picăm acum. Oh, deci suntem pe harta House. Nice. Și acum se alege Granny. Ia să vedem cine o să fie Granny. Acum imediat trece timerul în sensul că s-a votat harta și după aceea acum se alege Granny. Ia să vedem cine pică Granny. O picat Dudusman. Dudusman. Hai, Dudule, să vedem. Mă prind sau nu mă prinzi? Și suntem pe harta asta oficială Granny. Asta e destul de măricică harta. Nice, bun. Ok, am dat asta pe jos și suntem aici cu Hudina și îi salutăm pe toți. Salutare. Salutare, salutare. Ok. Și hai să mutăm asta, să vedem aici ar trebui să fie mânerul, dacă de obicei. L-am luat eu, salut. Facem aici salutul de Hudina și adevărat. Și hai să mergem să vedem, aici trebuie să fie special queue. Un pariu pe 500 de dolari că e special queue aici. Da, era, câștigam și eu 500 de dolari. Hai că deja am învățat locurile. Deja știu cam pe unde sunt toate chestiile. Nice, și mergem pe aici așa. Pac, dăm ăsta jos la o parte. Du-te de aici, lasă-mă și pe mine să trec. Nice, bun. Și hai să mergem acum aici la Playhouse să vedem ce e în fântână. În fântână cu siguranță o să fie o rotiță. Deci sunt foarte sigur că o să fie o rotiță în fântână. Bun, a dispărut și asta. Nice, hai să punem aici mânerul. Punem mânerul, apăsăm E și acum se deschide automat. Să vedem dacă este rotița. Dacă este rotița, da, este rotița. Luăm rotița, o punem aici frumușel. Și mergem să mai căutăm rotița cealaltă. Rotița cealaltă trebuie să fie în baie. Sus acolo în chiuvetă trebuie să fie. Trebuie să mergem să ne uităm să vedem. Dar acolo ar trebui să fie. Aici avem carnea ca de obicei de la Păiangăn. Pe Granny n-am văzut-o. Cine știe pe unde umblă. Hai să ne uităm în baie repede. Deschidem în baie, luăm rotița, să avem rotița, pentru că acolo în Playhouse este Master Key-ul și avem nevoie foarte mare de Master Key. Nice, am luat rotița. Bun, mergem și o ducem acolo să ne fie la îndemână. Și cheița de la Playhouse, asta nu mai știu pe unde era. Nu mai țin minte. Dar cu siguranță pe undeva pe la etaj, cred. Granny văd că nu-i pe aici. Ok, ne uităm și noi, țac, țac, țac. Nu vedem nimica. Pe aici văd că-s deschise dulapurile. Oh, ce m-am speriat. M-am speriat, culcea 47, frate. M-am speriat, am crezut că e Granny. Hai să vedem aici în camera. Asta în camera asta nu-i nimica. Nu știu dacă a fost ceva vreodată. Aolo, aolo, barosanule, că-i tot aceeași Granny. Aolo. E aceeași Granny din meciul trecut. Nu mai știu pe cine am văzut la începutul meciului, ca să-mi dau seama cine e Granny. În fine, ce contează? Ah, Dudusman, Dudusman-ui. Acum mi-am amintit. Opa, barosanule, barosanule, că ai vrut să mă paradești acolo, mă prindea la colț. Acum am văzut că stă acolo și campează, dar vreau să mă duc pe sus oricum, să mai verific pe aici așa, să vedem ce mai găsim. Că mai avem o grămadă de părți lipsă. Ia să vedem, pe aici nu-i nimic. Nici pe aici. Aici avem ciocanul. Bun, nice, e bun ciocanul. Acolo sus cred că e un dovleac. Aba nu era aici. Bun, nice, am luat și dovlecelul ăsta. Mai facem și noi niște puncte. Dacă tot avem ciocanul, hai să dăm ăsta jos. Nice, Rino, bun. Și ar trebui să mă mai duc și pe sus. Să vedem, dar acolo sus, na, acolo îmi trebuie cleștele. Hai să lăsăm ciocanul. Hai să mergem cu ciocanul la Playhouse. Să dăm, acolo, să dăm și acolo jos lemnele. Opa, ia uite unde mi-au apărut bosanelul. Exact în spate mi-au apărut. Nice, bun. Mergem să dăm și aici jos lemnele. Să le avem date jos. E Granny aici. E Granny aici. Ia uite-o cum stă. Ia uite-o cum stă. Ia uite-o cum stă aici. Hai să încercăm să dăm ăsta jos. Dăm și ăsta jos repede. Ok, și lăsăm ăsta jos. Și ce mai avem noi pe aici? A, cheița se putea să fie în asta.
Ce e aici? A, nu-i bucata cealaltă de pepene. Ok, salut! Nu mai stau, nu mai stau, că poate bine după mine. Mergem și noi pe aici. O, avem șurubelnița, nice, nice. Deci avem și șurubelnița la Bia. Și hai să vedem dacă mai este ceva jos pe aici așa. Văd că au deschis cam tot pe aici. Bun, aici e bucata din shotgun, dar nu avem nevoie de ea. Hai să vedem dacă mai găsim și alte chestii. Pe aici nu este absolut nimic. Nice, bun. Deci unde ar mai trebui să fie chestii? Pe partea alaltă m-am uitat. Deci m-am cam uitat peste tot și nu am găsit cleștele. Asta mi se pare cam trist. Nu știu unde poate fi cleștele. Cleștele s-ar putea să fie pe sus, pe undeva sau aici. Ia să vedem. Nu e aici. Oricum o deschis cineva acolo. Ok, hai să mergem pe sus să vedem, să luăm lemnele alea de acolo și să ne uităm să vedem dacă e pe sus cleștele. Deși nu prea cred. Luăm ăsta așa, îl punem aici, țac. Și hai să vedem dacă e pe aici bucată din shotgun. Nu, aici avem nevoie de clește ca să putem să luăm padlock key. Păi și unde ar putea fi cleștele, frate? Pe aici nu este, pe aici nu este. Ok. Bun, hai să mergem și pe jos. Să luăm special key-ul, să venim la Păiangăn, să vedem, poate că e sus acolo la Păiangăn. Nu știu asta. Ok, bun, stați numai puțin, sper să nu vină Granny. Așa, bun, o trebuie să fac o schemă. Și hai să căutăm noi, trebuie să mergem pe aici așa pe jos, ca să ne fie mai aproape. Să mergem să luăm special key-ul de aici. Ia să vedem aici, ori deschis, da, ori deschis aici. Oh, și avem weapon key, dar nu ne ajută cu nimic, nu avem nevoie de weapon key. Dar luăm special key-ul în schimb. Luăm special key-ul și hai să mergem să deschidem acolo la Păiangăn. Aici nu mai era nimic, nu? Nu mai e nimic aici. Să verificăm în toate locurile, că cine știe pe unde o mai ascuns cu o târca asta ceva. Măcar ne lasă în pace, ne lasă să ne vedem de treabă. Sau poate o fi ceva și acolo, avem nevoie și de carte oare? Poate o fi băgat ceva și acolo în dulapul ăla? Cine știe? Hai să punem totuși aici asta. Țac, și să mergem să ne uităm. Deschidem asta. Mergem și ne uităm așa rapid. Să vedem. Sper să nu vină să mă paradească asta. Nu. Dar nu pare să fie nimic aici. Deci nu pare să fie absolut nimic. Da. Unde o fi cleștele? Poate l-o fi luat cineva. A, uite că a venit cu carnea. Hai fratelii meu să-i dăm de mâncare la Păiangăn. Hai să-i dăm de mâncare la Păiangăn și să vedem dacă o ascund ceva pe aici. Hai, dă-i de mâncare, bagă în el. Bagă în el o din asta, o bucată de carne. Nice, bun. Tot tirat, țac, 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 pe aici noi. Deci nu e absolut nimic. Hai să călărim Păiangănul împreună cu fratelii nostru. Hai să stăm amândoi pe Păiangăn. Sper să nu mă omoare. Să vedem dacă ne plimbă și pe noi puțin. Dar o să ne omoare după aceea cu siguranță. Hai să vedem. Nu mai pleacă Păiangăn, nu? Am omorât, frate. M-a omorât pe mine. Salvează-mă. Hai să vedem dacă mă salvează fratele Culcea. Ia uite că s-a blocat și Păiangăn, nu? Hai frate, salvează-mă. Sper să mă salveze. Da, mă, ia uite că m-a salvat. Oh, nice. Nice, Sărino. A rămas Păiangăn blocat aici. Nu mai fuge Păiangăn, nu? Aolo, aolo, o rămas acolo Păiangăn. Îs curios dacă îl prinde Păiangăn, dacă se dă jos de pe el. Nu știu dacă mai stă acolo, hai să vedem dacă pleacă. Hai frate, aolo, aolo, nu l-a dus spre mine, nu l-a dus spre mine. Mă omoară Păiangăn, îl aduce spre mine. L-a paradit Păiangăn. Hai să încercăm să-l salvăm. Aolo, ia uite, vine. Mă paradit și pe mine. Ne-a paradit pe amândoi Păiangăn, fratele meu. Mamă, ce ne-a leșinat. Ia uite-l că a ieșit afară. Aoleu, ia uite că l-am adus până aici pe Păiangăn. Mamă, cred că o să fie supărată Granny. Deci cred că o să fie supărată Granny. Hai să scriem. Haideți sus la Păiangăn. Haideți sus la Păiangăn. Hai să vedem dacă vin hudinași aici. N-am mai avut timp, că a fost game over. Dar dăm play totuși așa să ne uităm pe ei puțin. Să vedem dacă vin acolo sus la Păiangăn. Hai să vedem dacă vin acolo sus la Păiangăn toți. Eu le-am scris acolo în chat. Să vedem dacă mai a rămas Păiangăn, nu? Deci l-am adus aici pe Păiangăn.
Mamă, că-i paradește pe toți, ia uitați-vă. Aolo, l-am adus pe Păiangăn până aici, frate. Deci nu mai există Păiangăn aici. Uite-l pe Dudu. Dudule, ia uite-te unde-i Păiangănul, frate. Ne-o paradit Păiangănul. Cam asta a fost episodul, fraților. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați să mergeți și pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow. Îl aveți și acolo sus în stânga. Dacă vreți să vă jucați împreună cu mine, trebuie să îmi dați follow pe Instagram și să intrați atunci când mă joc eu. Vă pupă, fratele Hudinei, și ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!